Noi avem un concurs VIP, dar cine? Ceea ce vedeți dumneavoastră în imagine este o celebritate, da? VIP, dar cine? Ghidește vedeta și primești premii de la Exclusiv VIP. Știți foarte bine, avem un obiect pe care vi-l voi anunța în scurtă vreme ce obiect avem pentru această oră, pe care îl puteți câștiga. Cine este celebritatea? Doamna din imagine se află în fața, preotului. Ce face oare acolo? Pot să vă spun că este una dintre marile, marile voci ale României și uite, face parte din generația de una a muzicii pop ușoare, are 85 de ani, are o voce inconfundabilă. Este chiar o legendă, doamnelor și domnilor, o femeie absolut extraordinară. Ea aici se află în fața părintelui, oare ce face? Puteți să bănuiți, prin urmare, doamna din imagine. Este doamna cu rochiță albă. Se află într-un moment esențial al vieții ei, cu totul și cu totul neașteptat, asta pot să vă spun. Ea face parte din generația de aur a muzicii românești, are 85 de ani, are o voce inconfundabilă. Puteți câștiga un premiu din partea Prima TV și Exclusiv VIP până la ora 16:16. Ce trebuie să faceți? Nu uitați, trebuie să intrați pe pagina de Facebook Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Acolo veți găsi fotografia și vă invităm să ne spuneți cine este doamna din imagine. Și evident că i-am blurat și pe cei de lângă ea ca să nu vă prindeți din prima despre cine este vorba. În ora următoare vă mai dăm niște indicii, mai scoatem blurul de pe fețele oamenilor. Concursul merge până la ora 18. Bineînțeles, dacă se câștigă, vom anunța. Ieri s-a câștigat din prima tură. Acum, așadar, puteți câștiga în această oră o tabletă de ultimă generație din partea Prima TV și Exclusiv VIP. Așadar, VIP, dar cine? Hai să vedem. Să ne lămurim și cu concursul, că avem o poveste foarte frumoasă. VIP, dar cine? O tabletă de ultimă generație. Imediat o să-mi spună colegii mei și cine a câștigat. Bă, ce mă fac cu voi, mă? Nu pot să țin concursul până la sfârșit. Eu vreau să dau, să am 3 obiecte de dată în fiecare emisiune și în prima oră Păi facem la sfârșit atunci. La sfârșit să-l facem. Hai așa. Doamnelor și domnilor, despre cine este vorba? Haideți să vă spun povestea. Pe o plajă din Mamaia, în urmă cu aproape 7 veri, deci să fi fost asta până 1987, un tânăr de 18 ani a oprit-o politicos pe cântăreață, erau între 10 de admiratori pe care avea, a condus-o pe faleză, la Mamaia, a aflat cum îl cheamă, că este orfan, marea lui dorință era să fie patriarh acel băiat, evident că nu a ajuns. S-au împrietenit, fanul respectiv Cătălin o vizita pe marea artistă și ore întregi discutau despre mântuirea sufletului și, ei bine, și-a dat seama că în acel moment că artista nu se botezase. Deci nu este o imagine de la nunta artistei, ci este de la botezul Marinei Voica, doamnelor și domnilor. Pentru că trebuie să vă spunem că Marina Voica, născută într-o țară profund ortodoxă numită Rusia, da, nu a fost botezată până la vârsta de 52 de ani. Deci aveți o imagine în exclusivitate, că numai noi vi le putem da pe astea, de la botezul Marinei Voica, care s-a petrecut în anul 1994. Că Marina Voica, știm că... Campionatul mondial de fotbal cu astea, da. Că eram... Da, doamnelor și domnilor, ei bine, din ce motiv... După mâncă ce păcat, am văzut că însurat, timpul repede trecea. Da, doamnelor și domnilor, eterna și fascinanta și Marina Voica. Ceea ce nu știați despre ea, de exemplu, este că au fost două căsnicii. Dar despre asta o să povestim a doua oară. Bărbatul alături de care a stat și care era în 1994 alături de ea este domnul Viorel Teodorescu, cel care a fost cu siguranță bărbatul care a iubit-o cel mai mult pe această lume. Așadar, doamnelor și domnilor, Marina Voica, la 52 de ani, s-a botezat pentru că ea s-a născut în Rusia, iar în acel moment în Rusia era la putere Partidul Comunist al Uniunii Sovietice
și pe vremea aceea cu botezul mai puțin. Odată ce Marina Voica s-a apropiat de maturitate de Dumnezeu, a ales ca la 52 de ani să meargă către Sfânta Taină a Botezului și aveți imagini așadar de la botezul Marinei Voica din anul 1994. Asta, Cristi, foarte frumos, că pe lângă concursul propriu-zis, vii și cu informațiile despre persoanele, personalitățile. În botezul s-a făcut la Biserica Armenească din București. Avem acolo și imagine cu preotul Baronian, așa se numea. Doamnelor și domnilor, prin urmare, o imagine rarisimă, mai avem însă o groază de surprize. O să rog pe colegii din regie, pentru că, frate, eu mă bucur, am un sentiment foarte tonic în această săptămână. Bă, avem niște oameni foarte informați. Foarte, foarte stai informați. Stai că se mărește treaba. Stai să vezi. Asta că aude XR cu premii cu astea. Hap, și eu nu știu ce acolo să vă fac, ce poze să vă mai dau, că vă prindeți foarte repede. Da, doamnelor și domnilor, câștigătorul este, hai să vedem care dintre persoane este... Este primul care a trimis, după cum vedeți și conform timpului, este, dacă scoateți burtiera, este domnul Viorel Caraman, care a trimis acum o oră primul răspuns, 59 de minute, concurs de Reșinu Marte, Marina Voica. Domnul Viorel Caraman, felicitări! Ați câștigat din partea emisiunii noastre o tabletă de ultimă generație. Mâine avem din nou alte fotografii. Măi, trebuie să... E mare tableta. Trebuie să mă întrebuințe. E mare tableta, e mică, cum e? Tableta? Da. Măi, e bună. Da. E bună. E bună. Prima TV și exclusiv vă oferă în acest moment chiar o ocazie ca să vă folosiți cunoștințele. Deci poate să